Această rubrică este sponsorizată de Profructa. Fructe alese direct din natură culese. Bun venit la Starea Sănătății! Continuăm discuția începută în episodul anterior. Vă sfătuiesc să-l vizionați dacă n-ați apucat, ca să puteți înțelege ce mănânc eu aici, fără carne. Pe cât de revoluționară a fost cartea Diet for a Small Planet la momentul publicării ei, în 1971, repet, pe atât de actuală este azi. Aș spune chiar că abia astăzi avem instrumentele necesare pentru a accepta mesajul central al scriitoarei și cercetătoarei Frances Moore Lappe. După cum a spus-o chiar autoarea în prefața unei ediții aniversare, să te iei în 1971 de apetitul pentru carne al americanilor și să sugerezi că o dietă echilibrată atât pentru sănătate cât și pentru planetă înseamnă să te bazezi pe proteine vegetale, nu era altceva decât o erezie. Să pui sub semnul întrebării agricultura intensivă însemna că te îndoiești de eficiența însăși, cu e mare, da? Și că ești un inamic al progresului. Cu toate acestea, cartea a apărut, s-a vândut în milioane de exemplare, iar scriitoarea a devenit peste noapte o vedetă, fiind invitată în tot felul de emisiuni să gătească. Da, asta e partea comică a modului în care a fost primită cartea, care, deși conținea rețete și reguli simple pentru dietă, era mai degrabă un manifest politic decât o culegere de rețete. Cel puțin asta a fost intenția scriitoarei. Nu e de mirare însă că partea a doua a cărții a căpătat disproporționat de multă atenție. E foarte, foarte utilă. Așa că puteți lua liniștiți cartea doar pentru partea de rețete și propuneri de meniuri pentru ocazii speciale, mai ales dacă partea cu politica nu vă interesează. Foarte interesant la modul în care sunt introduse principiile alimentației bazate pe alimente de origine vegetală e faptul că autoarea se folosește permanent de exemplul bucătăriilor tradiționale. Da, da! Tradiția combinării cerealelor integrale cu diferite leguminoase la o masă pentru a obține complementaritatea proteinelor este urmărită în trei regiuni. În America Latină avem fasole cu tortilla din porumb sau cu orez, în Orientul Mijlociu grâu, bulgur cu năut, falafel sau humus cu pita din grâu, în Asia soia cu orez, grâu, mei sau orz. Pe scurt, avem nenumărate exemple în care bucătăriile tradiționale ale lumii ne arată că oamenii nu stăteau să-și numere aminoacizii, însă reușeau să-i combine la o masă fără eforturi supraomenești și mai ales fără carne. Ca să ne întoarcem astăzi la o alimentație predominant vegetală, e nevoie să depășim multe blocaje de aici și să distrugem mituri întreținute de megacorporațiile care au monopolizat sistemul alimentar. E greu, e greu, e foarte greu, dar nu e imposibil. Astfel de cărți ne pot ajuta și de-aia vorbim despre ele aici. Nu uitați că vă aștept de luni până joi la 22:30 cu Starea Nației, la Prima TV. Această rubrică este sponsorizată de Profructa. Fructe alese direct din natură culese.